Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu un deficit de 27 de miliarde de metri cub de gaze anul viitor dacă Rusia reduce și mai mult livrările. Acesta este avertismentul venit din partea șefului Agenției Internaționale pentru Energie la o conferință de presă a Comisiei Europene. Pe de altă parte, Ursula von der Leyen încearcă să ne liniștească și spune că ne descurcăm pentru că am reușit să rezistăm șantajului. Emphasize that despite these enormous cuts, we have been able to manage, we have been able to withstand the blackmail, we've acted and we've acted successfully. 7 months ago in May, we have presented our response to this Russian blackmail by putting on the table Repower EU, our plan to reduce the demand for Russian gas by two-thirds before the end of this year. Așadar, iarna aceasta suntem acoperiți, însă pentru anul 2023, șeful Agenției Internaționale pentru Energie cere guvernelor să acționeze pentru a economisi, pentru că Europa s-ar putea confrunta cu riscuri semnificativ mai ridicate. This winter, it looks like we are off the hook. We may go through this winter with some economic and social bruises, but normally we should go through this winter as a result of all the measures taken in Europe, because our gas storages are very high. But the message that I am bringing up to you today is that the crisis is not over. And next year may well be, 2023, may well be much more difficult than this year.